Cred în educație, în educație fizică și sport. Cred. Handbal, Regul de joc. Pași, fault, dublu dribbling. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3-2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală. Are o importanță deosebită, deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina Educație Fizică și Sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări. Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Confort sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5, anul 1 de instruire, se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari și acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de șapte jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului și anume pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului de pe loc și din deplasare, prinderea cu două mâini de pe loc și din deplasare, driblingul simplu, aruncarea la poartă de pe loc, aruncarea la poartă cu pași adăugați, aruncarea la poartă din alergare, poziția fundamentală, procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, depășirea, replierea, marcajul adversarului aflat în posesia mingii și de marcajul, intercepția, sistemul de atac în semicerc, așezarea în apărare în sistemul 6-0, cunoștințe privind regulile de joc pași, fault, dublu dribbling și informații cu caracter sportiv. Regula de joc pași. Imediat ce mingea este ținută cu o mână sau cu amândouă, aceasta trebuie jucată în maximum 3 secunde sau după nu mai mult de 3 pași. După cum am observat, au fost șase pași. Semnalizarea arbitrului, pași sau ținerea mingii mai mult de 3 secunde. Regula de joc. Fault. Faulturi care, în mod normal, nu determină sancțiuni personale. Nu este permisă. Smulgerea sau lovirea mingii ținută în mână de către adversar, blocarea adversarului cu brațele, mâinile, picioarele sau folosirea oricărei părți a corpului pentru a muta sau împinge corpul adversarului din poziția sa, imobilizarea sau ținerea adversarului corpului sau echipamentului acestuia și bruscarea sau lovirea unui adversar. În ceea ce privește semnalizarea arbitrului privind faulturile, putem avea fault ofensiv, fault în atac, lovire sau îmbrățișare, ținere sau împingere. Faultul care justifică o sancțiune personală conform regulilor. Acțiunea este în principal sau exclusiv îndreptată împotriva corpului adversarului. Suplimentar față de acordarea unei lovituri libere sau de la șapte metri, faultul trebuie cel puțin sancționat progresiv, și anume avertisment, eliminare pe timp de două minute și în final descalificare. Unui jucător nu trebuie să îi se acorde mai mult de un singur avertisment. După aceea, sancțiunea trebuie să fie cel puțin de eliminare pe timp de două minute. Pentru a decide care dintre sancțiunile personale sunt cele mai adecvate pentru fiecare fault se vor aplica următoarele criterii de luarea deciziei. Poziția jucătorului care comite fault, partea corpului împotriva căreia se efectuează acțiunea neregulamentară. Intensitatea contactului corporal neregulamentar, efectul acțiunii neregulamentare. Faulturi care justifică imediat o eliminare pe timp de două minute. Faulturi comise cu o mare intensitate sau împotriva unui adversar care alergă repede. Alergarea sau sărirea cu mare viteză într-un adversar. Ținerea unui adversar pentru o durată mai mare de timp sau trântirea acestuia, faulturi la cap, gât, ceafă, intenția de a-l face pe adversar să-și piardă controlul corporal, lovituri puternice la nivelul corpului sau a brațului de aruncare, a treia eliminare a acelui jucător conduce întotdeauna la o descalificare. Faultul care justifică o descalificare. Un jucător care își atacă adversarul astfel încât îi pune sănătatea în pericol prin intensitatea mare a faultului și adversarul este complet nepregătit pentru fault și de aceea nu se poate proteja. Portarul trebuie descalificat dacă câștigă posesia mingii, dar prin sau în mișcarea sa determină o ciocnire cu adversarul, nu poate ajunge sau controla mingea, dar determină o ciocnire cu adversarul. Regula de joc: dublu dribling. Driblingul se consideră început când elevul atinge mingea cu orice parte a corpului și o dirigează spre podea. În situația în care elevul va efectua o nouă bătaie și reprindere, se comite abaterea regulamentară de dublu dribbling. Acesta se poate efectua pe loc și din deplasare. Semnalizarea arbitrului, dribbling neregulamentar, dublu dribling sau condusă. După ce mingea atinge un alt elev sau poarta, elevul are voie să o atingă sau să dribleze și să o prindă din nou. Dublu dribling se sancționează cu o aruncare liberă. Semnalizarea arbitrului, aruncare liberă, este indicată direcția. Materialele filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari, mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.